Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod în care astăzi ne vom juca mereu ui numele, pentru că este seria cea mai tare în care ui numele la orice joc mă joc. Da, hai să jucăm. Asta este în top 1 Google Play jocuri, deci va apărea în acel playlist. Pare interesant, nu știu, nu am încercat, trebuie să dăm și puțin sunet. A, n-are sunet, super. Ok. A, pe cel mai simplu joc din lume. Nu înțeleg de ce este locul. A, nu înțeleg. Da, am fost ocupat cu școala chiar foarte mult și când am zis să vă fac un episod, nu știam ce episod să fac și este foarte nasol pentru că nu vine nicio idee. În ultimul timp nu prea mai fac vizualizări. În ultimul timp nu prea mai fac vizualizări și asta mă cam deranjează. Așa că dacă vă uitați la video și nu sunteți abonați, vă rog, ce bă? Vă rog să dați, adică să vă abonați pentru cine nu este abonat. Pentru că, da, contează, mai ales pentru mine. Pentru că eu le fac, da. Da, chiar foarte simplu. După cum știți, am făcut un anumit challenge pentru aceste jocuri de pe topul Google Play. Dacă nu știți despre ce este vorba, intrați pe jocul în care ne jucăm. Ceva cu creioane, care, da, n-are nicio vizualizare. Yay. Ok. Nu. N-am știut. So you found it. You happy with yourself? You nosy little. I told you not to look. Stai ce? I told you you wouldn't get far. Special character. Ai mă, fiera cu video-uri, dar nu spune mă, nu stau la video. Ok, bine. Ah, ok, atunci e bine. Nu știam. Mă rog, stă prost. Super. Deci înțeleg că ăsta a fost răpit de niște oameni. Dacă are logică. Și a fost răpit și a doua oară și a treia oară. Ok. Bun, deci mai întâi asta, apoi asta, și apoi asta. Bun. Ui, ce naiba? Eu nu prea înțeleg cum funcționează jocurile astea de pe Google Play în top, pentru că, adică se schimbă în fiecare zi sau se schimbă în fiecare săptămână, că ce am observat. Ok. Că ce am observat că
deci săptămâna asta au fost două jocuri diferite. Bum! Bine, astea nu-s jocuri din alea de genul să te chinui sau... Oh, nu, nu, nu se poate. Bang! Bă! Ok, deci chiar trebuie să așteptăm să treacă. Ați văzut aia, a fost epic, mamă! Deci jocul ăsta este de genul jocurilor care... Nu cred că am făcut ce era bine. Este de genul jocurilor ălora care nu merită prea mult efort și sunt de plictiseală, adică nu poți să le joci în continuu că-s plictisitoare. De exemplu, la Brawl Stars nu poți să spui asta, este chiar un joc în care trebuie să te chinui. Ok, deci am primit un costum din ăla cu bani, super, ai cu bani, cu videouri, nu, nu mulțumesc. A, și acum mor. Ce noob ești? Deci, voi ați văzut, aia era plată, deci pur și simplu când s-a dus în ea, gata, era, stai, gata, era plată. Nu înțeleg de ce s-a dus fix prin ea. Nici eu n-am fost un băiețel așa de prost. Așa. Până acum level-urile sunt ușoare. Ia. Na, vedeți? E plat. Pur și simplu plat. Doamne, a fost asta. Gata, m-am prins. Da, da, e ceva de genul. Bă, unde a dispărut? Adică, bă. Cum să fac aici? Bă, ce inteligent sunt. What? Wow, ce nivelul, pur și simplu prea ușoare. Ce dracuri! De unde să știu eu că aia tot nu am? Probabil că voi ascultați muzica. Să mă decid ce muzică să fac. Stai, cum să fac mai aici? Mă, vedeți că sunt pro. La jocurile astea chiar sunt pro. Ok, nici mai întâi. Ce? N-a fost destul ca trasură, că trebuia să tragă de 100 de ori. Oh, da, tot e special. Și acum în lumea. Nu știu cât spațiu ocupă jocurile astea, dar sunt chiar foarte ușoare. Cum observați, copilul ăsta intră în nivelele de foarte multe ori, pentru că sunt 37 de nivele, adică până acum. Dar să rămână de câte ori.
De câte ori s-a băgat în pericol. Ce? Bă, s-a oprit la un milimetru. Okay. Wow. Acum, tu te băgi că așa. Ah, te ceapă acolo, ok. Super. Așa, așa. Și așa. Bă! Nu, nu, nu. Hai că deci devin mai grele, să spun așa. Tot pe ce să mă împuște. Mamă, ce pro e ăla, adică pur și simplu, pur și simplu ne-am pușcat direct așa. Bă, în jos mai nervos. Bă, de ce o apăs și nu mi se duce? Hai să așteptăm să se întoarcă. Bun. Ah, ok. Să-l omorâm, să-l eliberăm. Da, deci dacă vreți să vă uitați la un video plictisitor de, nu știu, cred că 2 minute, ca să luați un skin, eu vă încurajez să faceți asta, pentru că da. Ce aplicații? Ce aplicații? Ce? Bum! Și așa se omoară doi tipi de la FBI sau ce-or fi violatori. Hai că-s curios ce se întâmplă. A, ok. Deci se aleargă. Ăsta deja nu mai este urs, este Bruce Lee. Bă, ați văzut aia, i-am eliberat deodată. Bum! Cum se duce ursul ăla când îl omoară o bombă. Ok, n-am gândit prea bine. Ok, gata, acum am gândit bine. Eliberăm ursul! Bun, planul merge perfect. N-am înțeleg de ce eu stau într-un colț, adică, what? Cine pune, cine își pune, nu știu, răpitorul? Acolo. Ah, ok, deci se poate și așa. Ah, ok. Hai, bă, deci vine carne și el tot pe mine se duce. Vreau să fac așa. A, ba nu.
Nu să dau drumul la carte. Bă, am trecut pe lângă el cum... Și uite, ăsta încă stă cu mâna pe sus. What? Boom. You're dead. Așa, bun, gata. Eu sunt mai deștept decât credeați voi. Cum se fac? Nivelez așa. Și cum e la școală? Deși știu că nimeni nu o să-mi răspundă pentru că voi, Elena, să scrieți în comentariu. Un comentariu orice acolo. Da, stai, vreau să văd asta. Ah, ok, deci e desenat ca... Bun. Ce să spun? Ai vrea să văd... Gen, să fie tot ăsta la un loc, să fie tot... Ia! Boom, you are dead! Și acum am mor și eu. Nu știam că știi să noți băiețele 5 ani. De parcă nu era... Nu știu... Asta e. Ce greșeală am făcut. Ce mai... L-a pornit Dragnea pe ăsta. Ok, nu știu ce glumă am încercat să fac, dar nu a ieșit. Pa. Pare interesant. Stai să treacă. Gat. Mai întâi așa. Bun. Deci nu înțeleg de ce ar vrea un răpitor să stea pe o platformă deasupra unui rechin, care platforma aia este legată de o sfoară, deci pe bune. Ce a încercat ăla să-mi pus. Adică uite-te și tu, ideea este mai periculoasă decât să mănânci un sandwich de pe jos. Exemplele mele date de rar și pa. Da, am spus și exemplele mele, dar și date de... Nu! M-a tăiat în două! Bun, hai să nu mai pierdem timpul. Bang! Pe lângă, boom! Nu, n-am vrut să... Ok, cad în apă, nu știu cum mă dezleg în apă, dar nu contează. Astea sunt jocurile din 2019, băieți. Cât mai aiurite, cu cât mai distractive. Creier. Doamne, toate caracterele astea costă bani. Ia mă, stai că sare bazucă. Tare. Nu știu ce am făcut asta. Bum, you're dead. Băiatul ăsta este foarte deștept că încă așteaptă la ușă, nu fuge. Doamna, oamenii deștepți. What, a omorât ursul. What the fuck? Cum a omorât ursul? Și ăsta în cea mai... Ia, stai că-l omoară. Boom, ioară de... Da.
De ce tot apăs dinainte? Ah, da. Am uitat că trebuie și pe mine să mă eliberez. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like. Dacă vă jucați jocul ăsta și treceți de stage 68, mergeți pe videoclipul meu cu acel episod și uitați-vă la el. Și da, faceți regulile. Bun, și cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Malcolm Distansor. Pa, pa!